Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, vă spune din nou Mădălin Negoiță, suntem așadar pe arena municipală din Sibiu. Hermannstadt Dinamo, a doua confruntare a etapei cu numărul 13 din Superliga României. Balanța se înclină în favoarea sibienilor la prima vedere. Un șut direct spre poartă, pară și gol! În minutul 2, Dinamo deschide scorul. S-a găsit deja, dar cred că durează mai mult trasarea acelor linii. Ia să vedem, VAR, și este offside. Este offside, rămâne 0-0. Cât de mică este distanța între ultimul jucător al Sibiului și Gonzalo Gregorio. Și asta nu poate decât să ducă la un ritm bun al meciului. Vine centrarea, și gol! De data asta nu e offside, înscrie Silviu Balaure, un alt jucător care are un lipici extraordinar la gol. Ce greșeli fac însă cei doi fundași centrali de la Dinamo. Este o centrare previzibilă, o centrare totuși ușor de gestionat. Nu înțeleg aici cum trece mingea, iată. Bine, cea mai mare greșeală este a lui Omau, care și mișcă mingea, apoi lui Amzer. Nu știu dacă Amzer are aceeași vină, deși și el anume că el trebuie să se întinde puțin după acea minge. Ce greșeală, ce intervenție ciudată cu exteriorul al lui Josue Omao. Dar nu poate continua Dinamo și iată Paraschiv cu fort de apreciat, 3 contra 3. Trece Paraschiv, nu se hotărăște însă unde să paseze, încearcă să treacă el. Apoi și pa! Gol, dar să vedem dacă și aici nu cumva a fost offside. Ce finalizare sub bara transversală după ce a centrat la primul gol. Jipa finalizează senzațional după efortul lui Paraschiv. Ia să vedem, dar vine de la adversar. Nu? Vine de la adversar mingea, așa mi se pare. Incredibil, ia să vedem, iată. Sau e doar o deviere, cred că nu se va pune gol. Se va considera că e doar o deviere și Paraschiv. Se va considera pasa lui Paraschiv și doar devierea lui Quentin Bena. Cred că se va anula gol. Dacă nu se va considera cumva că mingea a venit de la adversar, se pune golul, se pune. Da, e interesant, și măcar discutabilă această fază. Probleme mari în fazele incipiente ale construcției. Jipa poate profita din nou. Jipa își face mingea pe stângul barele. Mingea șterge bara. Încă o ocazie pentru Jipa, care este revelația acestei prime părți a partidei. Dar ce găuri sunt în defensiva lui Dinamo, incredibil. Ia să vedem dacă am avut dreptate. Naștere spara, e puțin pe lângă. Are două variante de pasă Iancu, îi lasă lui Balaure. Paraschiv se duce în centru, șutul lui Iancu. Scoate Adnan Golubović. Ce frumos a curs acest contraatac al sibienilor. Foarte bine returnează Balaure. Așteptam. Încă o dată, Jipa într-o poziție favorabilă, centrare în fața porții, minge respinsă de Omo și șutul deviat, gol! Gol marcat de Balaure, dublă, 3-0 pentru Hermannstadt. Joacă bine Sibiul, trasee bine definite.
Jucători care se înțeleg foarte bine în teren, pase surprinzătoare, dar astăzi Omau a dat două pase decisive, ambele pentru Balaure. A fost prietenul lui cel mai bun în meciul ăsta. Iată, îi așează pe lat, apoi intervine, dar nu mai are ce face. Aici nu este neapărat numai vina lui Omau, pentru că ar fi trebuit să vină și linia a doua. Balaure fără marcaj și mai erau vreo doi jucători, iată. Și Iancu și... ce să mai faci? Ciudat însă respingerea, oricum. Respinge lateral acolo. Pitură de la colț pentru Oaspeți. Centrare la bara a doua și minge trimisă pe poartă, destul de periculos. E prima ocazie a lui Dinamo, nu? Cu siguranță, cred că e și primul șut pe spațiul porții. Dacă a fost pe spațiul porții, deși cred că mingea cădea pe transversală, dar Căpuș trebuia să intervină aici. Amzăr, Politic, întoarce până la Ilici. Ăsta e jocul, ăsta e jocul pe care și-l dorește Dinamo. Iată, pase rapide, Ghezali, pătrunde Ghezali, bagă șpițul, bagă șpițul, n-a vrut să paseze. N-a vrut să paseze, a vrut să încerce de acolo pe colțul scurt. Arată ce frumos a curs faza. E singura fază în care Dinamo a dus mingea la finalizare după o suită de vreo 10 pase rapide, cu progresie. Abal Hasan își face mingea pe stângul, gol! Spectaculos marcat de Abal Hasan. Sibiu face și spectacol. Dinamo este îngenunchiată. La 0. Ce frumos își face mingea Babal Hasan, ăsta e gol de portar. Ăsta e gol de portar. N-are nici portar Dinamo. A avut astăzi doar 5 jucători români. Iată, aici s-au dat cap în cap Amzăr și Ilici. Sau, mă rog, s-au lovit unul de celălalt. Oricum, finalizare superbă.